Inscreva-vă pe nostru canal, nu să dați un like și subscribe. Love is in the air, every sight and every sound. Culturistul Iuri Tolochko e despărțit de soția sa, păpușa gonflabilă Margo. Sportivul a declarat că soția sa este la reparat în alt oraș și, mai mult, acesta a subliniat faptul că nu poate aștepta prea mult după păpușa sa sexuală, așa că o înșală. Da, Adriana Bahmuțeanu, ești convins că mulți bărbați își doresc femei care să n-aibă gura mare, doar că am mai văzut că și în cazul acestor păpuși sunt unele dintre ele, sunt cu gura mare, dar nu grăiesc, e adevărat? Aceasta e chiar frumoasă, ce să zic? Săracu, mi este milă de el pentru că până la urmă fetișul, parafilia, este o fixație patologică față de un anumit obiect, față de o statuie, față de un monument. Iată, în cazul acestui om, față de o păpușă gonflabilă. Bietul om nu poate avea relații normale cu o femeie obișnuită. Are o atracție deosebită față de genul ăsta de păpuși gonflabile și doar așa se simte fericit. Din păcate, această boală nu prea are leac, nu se poate trata. E o boală, treaba asta, atât de departe să fie, că până la urmă nu face rău nimănui. Da. Păpușa nu suferă. N-are nici sentimente. O boală fizică. Dacă e dusă la extrem, iar la el este deja dusă la extrem, adică el nu poate avea relații normale cu o parteneră normală, cu o femeie normală. El poate avea relații doar cu păpuși gonflabile. Înțeleg că își va înșela soția gonflabilă cu o altă gonflabilă și nu cu o femeie obișnuită. Mai ales că omul, pentru că arată bine și este sportiv, primește foarte multe cereri de prietenie de la tot felul de doamne și domnișoare singure. Din păcate, el le refuză pentru că nu este atras, nu are niciun fel de atracție fizică.